Dragii mei, bun găsit! Facem astăzi împreună o rețetă celebră în toată lumea. Facem celebrul chec cu lămâie și mac al lui Otto Lenghi. De ce e atât de celebru checul ăsta? Simplu, pentru că e foarte, foarte bun. Are textura perfectă, e umed, e moale, e fraged, e și pufos în același timp, e potrivit de dulce, deși ai zice că are mult zahăr. E numai bun de aromat și de parfumat, nu e nici prea dulce, nici prea acru, este absolut perfect. Și înainte să vă vină vreo idee să-i mai adăugați sau să-i mai scoateți ceva din compoziție, eu vă rog să faceți rețeta măcar o dată așa cum este prezentată, rețeta originală a checului, ca să vedeți cum trebuie să arate checul perfect de la textură, aromă până la gust. Haideți să începem! Avem aici lista ingredientelor, o găsiți și la descrierea videoclipului. Dacă doriți să o scoateți la imprimantă, intrați pe blog la rețetă și de acolo puteți să tipăriți toată rețeta, nu doar ingredientele. În funcție de tavă, din checul acesta scoatem cam 10-12 porții. Atenție, checul este foarte caloric, o felie are cam 300 de kilocalorii, deci mai cu măsură așa. Deși este o rețetă atât de simplă, e necesar să cântărim fiecare ingredient. Și începem cu lămâile, le dăm pe răzătoare. Acum depinde ce fel de lămâie aveți, câtă coajă scoateți dintr-o lămâie. Noi avem nevoie de o lingură mare și dacă aveți astfel de linguri de măsurat, e bine să le folosiți. Folosiți măsura cea mai mare, deci o lingură. Dacă nu, folosiți o lingură de supă, dar să fie cea mai mare lingură pe care o aveți. Deci avem nevoie de o lingură plină, plină vârf de coajă rasă de lămâie. Tot o lingură mare cu semințe de mac. O linguriță și un sfert, spune rețeta, de praf de copt. Măsurați cu o linguriță normală, are aceeași capacitate cu lingurile acestea de măsurat. Un sfert de linguriță de sare. 170 de grame de făină de patiserie, deci făină cu 3 nule. Și după ce am cernut făina, punem praful de copt și sarea peste făină și le amestecăm puțin. Ne va fi mai ușor mai târziu să le încorporăm în spuma de ouă. Cântărim și zahărul, 225 de grame. Să știți că și mie mi se pare mult, mai ales că urmează și glazura, care e tot zahăr la urma urmei. Dar cumva checul reușește să aibă un gust echilibrat, deși conține atât de mult zahăr. Depinde de noi totuși să-l mâncăm cu măsură. Smântână, 120 de grame de smântână grasă vă recomand. A mea a avut doar 12% grăsime, a mers și așa. 70 de grame de unt cu 82% grăsime. Îl cântărim, bineînțeles, și apoi va trebui să îl topim. Eu l-am topit pe baie de aburi, nu cumva să-l topiți pe foc direct, pentru că își schimbă culoarea și schimbă și culoarea checului. Cel mult îl puteți topi la microunde, la o putere medie. Dacă îl topim pe baie de aburi, doar se topește, nu se încălzește excesiv, nu face spumă, nu își schimbă culoarea. După ce untul s-a topit frumos, punem aici coaja rasă de lămâie și semințele de mac. Amestecăm puțin, nu arată prea bine acum, dar va arăta când ajunge în aluat și lăsăm amestecul deoparte. Tava, dimensiunile recomandate sunt cele de pe ecran, tava mea a fost puțin mai mare. Important este să o îmbrăcăm în hârtie de copt. Spargem cele 3 ouă direct în bolul în care vom mixa. Eu am pus în bolul de la robot. Punem aici tot zahărul și mixăm timp de 10 minute, recomandă Otto Lenghi, până când ouăle își măresc volumul și se deschid mult la culoare. Aproape că s-au albit după 10 minute de mixat. Oprim mixerul și punem smântâna. Mixăm din nou cât să se încorporeze bine smântâna.
Și acum incorporăm făina în care vă amintiți că am pus sarea și praful de copt. O incorporăm cu untel de mână, nu cu mixerul. După ce am incorporat toată făina, punem aici amestecul de unt topit, coajă de lămâie și semințe de mac. Și abia acum începe frumusețea. Amestecăm tot cu untel de mână și pe măsură ce amestecăm, aluatul parcă devine din ce în ce mai frumos. Așa trebuie să arate, puțin curgător. Îl turnăm în tava de chiec, tapetată bine cu hârtie de copt. Asta ca nu cumva să se lipească și atunci când îl scoatem din formă să strice forma. Turnăm aluatul și nivelăm bine. Coacem checul la temperatură mică, la 160 de grade, pentru 45-65 de minute, depinde de cuptor. La mine a durat 65 de minute, căldură sus și jos. Între timp ne ocupăm de glazură. Stoarcem sucul de la o lămâie și cântărim 90 de grame de zahăr pudră. Zahărul pudră trebuie trecut prin sită pentru că de obicei formează aglomerări, iar noi vrem o glazură fină, fără cocoloașe. Și peste zahărul pudră punem exact 2 linguri de suc de lămâie. Nu încercați să puneți mai mult pentru că veți obține o glazură prea subțire, care nu se vede frumos, iar dacă puneți mai puțin, glazura nu se poate întinde pe chiec. Așa că nu punem sucul de lămâie din ochi, îl măsurăm. Dacă cumva ați făcut glazura prea devreme, păstrați-o acoperită pentru că se usucă repede. Otolenghii recomandă să punem glazura imediat ce scoatem checul din cuptor, ca să ne asigurăm că e bine copt. Facem testul cu scobitoarea. Dacă e copt, imediat turnăm glazura. Eu am făcut un pic altfel, am turnat acum jumătate din glazură, asta pentru că glazura aceasta turnată imediat este parțial absorbită de chec. Și așa că am turnat jumătate din glazură după ce checul s-a răcit între timp și glazura mea s-a mai întărit. Asta pentru că am vrut o glazură albă frumoasă și care să curgă puțin apetisant pe margini. Și tot de la mine putere am ras puțină coajă de lămâie peste glazură. Așteptarea a fost lungă, a trebuit să las checul să se răcească, dar în sfârșit l-am putut tăia și uitați ce minunăție de felie! Checul este absolut superb și delicios, este foarte moale, umed, cu o textură nemaipomenită. Semințele de mac contribuie și la aspect, dar aduc și un plus de ceva crocant în miezul acela moale și pufos. Dragii mei, sper să încercați rețeta aceasta, sunt convinsă că o să vă placă tare mult. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag, numai bine!